Penitenciarul Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului au organizat o acțiune de consiliere pentru a veni în sprijinul persoanelor private de libertate, ai căror copii se află în evidențele acestei direcții. Toți cei 15 deținuți aflați în această situație au putut afla de la specialiști cum își pot recupera copiii la ieșirea din detenție și care sunt drepturile lor părintești, chiar dacă sunt după gratii. Prin urmare, deținuții au vorbit cu purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Denisa Cristescu, și au aflat răspunsul la aceste întrebări. Trebuie să știți că atunci când veți ieși din detenție, aceeași autoritate care a dat această măsură va fi cea care o va schimba. Deci nu, să nu considerați că după ce ieșiți, imediat vă duceți la asistentul maternal respectiv sau la centrul de plasament și luați a doua zi. Nu. Trebuie să așteptați hotărârea instanței judecătorești. Pentru aceasta trebuie să îndepliniți garanțiile materiale și morale. Trebuie îndeplinite o serie de condiții. Cum aș putea să fac să îi văd și eu, că după cât am înțeles de la soție, mi-a scris personal, la dânsa s-au dus de două ori. Face cerere, se va analiza de la caz la caz. Deci presupun că dacă la soție a dus, nu e de căzută din dreptul, ea acum, dar e catat. Deci vă dați seama. De la caz la caz. Face cerere că vreți să vizitați, va dura. Dacă... Aproape 2 ani. Dar copilul, repet, conform articolului 14 din legea 272, are dreptul de a menține legătura cu... Se poate părinții, rudele și alte persoane.